Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Tați în Dialog, prima și singura emisiune cu și despre tați din FM-ul românesc, sau, cum mai place mie să spun, locul în care vorbim noi ce vorbim, dar mai ascultăm și câte o melodie, căci vorba aceea, cât Doamne iartă-mă să mai vorbim și noi. Eu sunt Alex, cel mai bun tată al lui Marc, și astăzi l-am ca invitat pe Lucian Mândruță, cel mai bun tată al Andrei, al lui Matei și al lui Mihai, și în restul timpului, vedetă TV, vedetă radio și în ultimii ani, vedetă în social media și omul care tocmai a intrat acum în studio. Salut, Lucian, bine ai venit! Salut, bine v-am găsit, stai așa să mă așez. Dar stai liniștit că oricum nu te auzi încă. A, nu mă aud? Nu. A, ok, bine. Cu... s-auzi, nu? Perfect. Cu Lucian vom povesti astăzi despre părinți și copii, despre politică, despre social media și despre țara în care ne-am dorit să crească și să trăiască ai noștri copii. Dar, așa cum vă spuneam, suntem totuși doar bărbați și un dintre noi chiar nu poate să vorbească fără oprire, așa cum poate ar putea să o facă altele dintre noi. Așa că, Marius, te rog frumos... Aoleu, ce misogin ești! Pe bune! Deci bărbații vorbesc mult mai mult și mai repede decât femeile. Pe bune? Da! No, nu știu... Poate la tine, la mine acasă nu, eu nu prea apuc să la spun tine? Multe lucruri. E, păi asta e, ești sub apuc. Mulțumesc frumos, acesta a fost Lucian Mândruță, nu mai facem asta o emisiune cu el. Marius, te rog o melodie, revenim imediat la dialogul cu Lucian. Asculți Tați în Dialog cu Alex Zamfir. Deci, te lăsăm pe tine să te prezinți. Cine este Lucian, tatăl Andrei, al lui Matei și al lui Mihai? A, e tipul care lipsește de acasă, în general. Căruia în ultima vreme nu-i se mai cere voie pentru ceva, că se știe părerea lui și atunci mai bine evităm. N-am cine știe ce autoritate la mine în casă, nu știu nici măcar dacă morală, dar prefer să cred că îmi cresc copiii liberi. Deși probabil că i-am dat să fie crescuți de către iPad, de către telefon, de către calculator, deci ăștia sunt adevărații părinții ai copiilor mei. Dar sunt mândru de ei și așa, adică... Cred că e posibil ca iPad-ul să fie un părinte mai bine ca mine. Mai bun. Asta nu pot să cred, e, bun, te alinzi tu aici. Serios. Dar țin minte că asta mi-a povestit și când am stat de vorba cu 2 ani pe blog, așa că m-am gândit. Deci țin minte, ori sunt foarte zaharisit și mă repet, ori țin minte ce am spus și încerc să fiu coerent. Consecvent. Consecvent, ok. Da. Dar hai să ne închipuim așa. Dacă i-aș întreba pe Andreea, pe Matei și pe Mihai, ce le place la tatăl lor, ce crezi că mi-ar spune? Abar n-am, nu știu. Hai să facem un exercițiu de imaginație totuși. Nu știu. Nu m-am gândit niciodată să-i întreb dacă mă plac. În primul rând. Niciodată. Înțelegi? Ok. Atunci... Nu m-am gândit la asta. Nici nu cred că e de datoria părinților să întrebe chestia asta. Nici nu cred că e bine să știe dacă sunt plăcuți sau nu de copiilor. E, targetul nostru nu e să fim plăcuți. Targetul nostru e să scoatem din ei cumva niște oameni ok când ajung la maturitate, dacă putem. Să fim plăcuți... Uite, eu am următoarea teorie, stau de vorbă cu tați și mi se pare, de fiecare dată remarc chestia asta, că le vine taților mult mai greu să spună lucruri bune despre ei decât lucruri rele. În general, când îi întreb ce îți place la tine sau ce crezi că le place copilor tăi la tine, este același răspuns. Nu știu, nu știu dacă le place. Păi, dar da. Eu nu cred că e așa. Eu sunt convins că, indiferent ce credem noi în raport cu copiii noștri, ei ne văd pe noi mult mai bine decât ne vedem noi pe noi. N-am vreun dubiu la chestia asta. Și atunci, te întreb altfel. Am înțeles că nu-ți place că ești absent, nu-ți place că... Da, sunt cam absent. Și okay. Am avut și niște momente de cumpănă profesională. Okay. Da, hai să nu fiu așa clișeistic. Deci am avut momente când eram varză la serviciu și veneam acasă și eram tot la serviciu și eram super varză. Și nu puteam mai vorbi cu mine și eram supărat și trist și treaba asta s-a suprapus pe cea mai mare parte a copilăriei celor doi băieți. Mhm. Uh-huh. Și asta a fost neplăcut. De asta, de exemplu, acum îi detest pe unii dintre foștii mei angajatori. Nu îi detest, îi urăsc. Pentru că mi-au făcut lucruri nedrepte și asta s-au răsfrâns asupra familiei mele. Știu ei care sunt ăia și știu că am să-i urez până la capătul vieții. Ale vieții mele sau vieții lor. Ca să le fie clar. Am. Nu se va termina vreodată. Never, ever, ever. Da. Te-ai mai liniștit un pic? Da. Bun, atunci te întreb altfel. Ce îți place ție cel mai mult la tine ca tată? Că trebuie să fie niște lucruri care îți plac. A, îmi place că am reușit să am copii. Okay. Deci ăsta e number one hit. Nu mă imaginam. Pentru că foarte multă vreme în tinerețea mea mi-era frică de copii. Pentru că eu am trăit cumva, am fost crescut doar de mamă, în condiții destul de modeste, dacă nu
chiar super modeste. Și pentru mine să fii copil însemna sărăcie. Și mi-a fost toată viața frică de sărăcie și atunci m-am gândit, aoleo, am amânat asta cu copiii, că m-am gândit, băi, dacă fac copii să vezi că o să trăiască și ei ce am trăit eu, n-o să aibă mâncare, n-o să aibă haine, n-o să aibă jucării. Exact de asta mi-a fost frică toată tinerețea. Și atunci am făcut copii la 30 ceva de ani până când mi-a pus cineva în gură și a zis, nu lasă că nu o să fie chiar așa de rău. Asta, pentru asta sunt recunoscător soției mele. Bun, deci un lucru îți place, că ai făcut copii la tine ca tată. Uh-huh. Trebuie să mai înzici două ca să scapi. La mine ca tată? Da. Îmi place că în continuare știu ce gadgeturi să le iau. Adică încerc să rămân actual în domeniul ăsta, deși din când în când, adică în ultimii 2 sau 3 ani mă mai consult cu ei. Și îmi mai place la mine ca tată că încerc cumva să mă apropii de ei călătorind. Deocamdată asta e singura metodă. Adică prin casă mai greu. Dar ieșind în oraș, ieșind în vacanțe, asta încerc să fac. Și îmi place să fac vacanțele cu copiii mei. Eu sunt convins că le place și lor acest lucru. Câteodată, nu întotdeauna. Avem lungi discuții. Din ce în ce mai greu e să găsim o destinație comună, știi? Ăla că nu vrea acolo, ăla că acolo, acolo e plicticos, dar de ce la muzeu, dar de ce la restaurantul ăla, dar de ce cu mașină? Știi ce greu e? Noi n-am fost la munte de, cred că, de 4 ani. 5. Pentru că nu suportă nimeni drumul de 2 ore în mașină. Deci între copii. Păi bune, nu suportă. Deci nu vreau să le mai zic că acum drumul ăla e de 4 ore cu comarnii cu tot. E frică, n-am curaj. Am înțeles. Deci mai degrabă undeva unde ajungeți repede și cu avionul, nu cu mașina. Da, da. Am înțeles. Ești un șofer atât de rău? Nu. Pur și simplu, lor, ei se plictisesc în mașină. Asta e. Se plictisesc, nu suportă. Și atunci avem mult mai puține vacanțe. Adică noi nu avem weekenduri decât foarte rar. Cu mașina undeva. Nu, cel puțin în ultimul an nu s-a întâmplat. Mai mergem la mare, vara. Dar și acolo, nu vor să vină. Deci nu vor la mare, dacă ai pomenit asemenea copii. Cu excepția Andrei, care este, trăiește la mare, s-a mutat complet la mare, ceilalți doi prea sunt așa entuziaști cu ieșit pe mare, că nouă ne place și chestia asta, mergem la competiții și... De fapt, motivul pentru care nu prea le place este că eu cam țip în postura de capitan, strig, adică sunt ca, nu că vreau să mă dau mare, dar sunt un fel de Băsescu mai isteric așa pe barcă. Și atunci lor n-au căpătat așa o neplăcere legată de asta. Acum în ultimul an am încercat să-i convinc că nu mai țip. Dar merge greu, știi, rebranding-ul e foarte greu. Dar chiar nu mai țip sau doar încerci să-i convinci de chestia asta? Să știi că țip din ce în ce mai puțin, da. Nu mai mi se pare așa de relevant. Multe lucruri nu mi se mai pare relevant. Păi și cum spuneai, poate de fapt de nici nu țipai la ei, țipai la foștii angajatori, știi? Și... Nu, țipam la toată lumea. Țipam la toată lumea care greșea. Care greșea comenzi, care, mă rog, știi tot de asta. Bun, ascultăm o melodie și revenim imediat la dialogul cu Lucian. Hai. Asculți Tați în dialog cu Alex Zamfir. Lucian, mie îmi place așa din când în când la emisiune să încerc să-mi tortureze invitații, dar sunt și drăguți la final, că dacă îmi place ce-mi răspund, le ofer o cană cu cel mai bun tată. Dar nu o merit, să știi. Ba da, e tare, știi că ne certăm și eu am următoarea teorie în care cred, și anume că fiecare părinte este cel mai bun tată al copiilor săi, indiferent cum este. Noi avem un singur super tată în România, domnul Dragnea, okay. Și noi suntem cu toții copiii lui. Am și ne răsfață pe toți și ne face toate poftele și deci nu, față de, trebuie să o ții pentru dânsul, să știi. Am înțeles, eu vreau să dau ție, dar trebuie să-mi răspunzi la o întrebare. Și anume, dacă ai putea să o iei de la capăt ca tată, ce ai schimba la tine? Aia cred că aș face copiii mai devreme. Ok. Asta e tot. În rest... Pentru sigur, că ți se pare că este... Poate aș încerca să le spun o poveste la un moment dat. Perioada de povești a coincis la mine cu perioada în care prezentam jurnal. Și n-am apucat să le zic povești. Deci aia a fost o chestie nașpa. Unuia singur i-am zis la un moment dat, nici nu cred că i-am zis povești adevărate, le inventam eu. Și păreau să-i placă, dar doar de 2 ori i-am zis, de 2 ori și a ținut minte. Poți să imaginezi? A foarte făcut frumos. Deci îmi dau seama că puteam să fiu un tată care să facă o impresie mai bună în viața copiilor mei. Poate că o să meargă mai bine cu nepoții. De-aia bunicii-s mai iubiți decât tații.
Revenim imediat și la întrebarea asta, încă o întrebare scurtă, pentru că știu că Andreea este norocoasă și are doi tați și tu nu ești tatălui biologic. Ți se pare mai greu să fii al doilea tată al unui copil? Da, mult mai greu. Că nu știi dacă să fii în competiție cu tată biologic, să nu fii, nu știi de fapt cum să te porți, nu știi de fapt să fii sever. În cazul meu, pentru că să fii sever te gândești, păi, dar ia stai, să nu devin un tată vitreg nașpa. E complicat. Nu știu dacă am reușit până la urmă să mă descurc. Eu cred că ai reușit, mai mult decât a ta, ai reușit să iei această cană, te rog, este a ta. Lucian îmi spunea acum ceva vreme când povesteam că ți-ai dori ca ai tăi copii să trăiască în România. Mai e valabilă afirmația? Da, îmi doresc în continuare, ei nu prea doresc. Știi? Ei, adică ei, de exemplu, au ajuns la vârsta la care sunt interesați de politică, implicați politic, având un IQ mai mare decât IQ-ul mediu al votanților puterii actuale, înțeleg și ce se întâmplă, îmi pare rău, dar am această aroganță, copiii mei nu-s proști, și când văd ce se întâmplă, realizează că șansele de schimbare sunt mici, pentru că la noi masa critică e mai degrabă masa critică a mediocrilor, a subnutriților informațional, pentru că da, ce primesc oamenii ăștia din punct de vedere informatic, informații de la media puterii este mai degrabă show combinat cu minciuni și asta e o subnutriție mentală. Deci copiii mei se uită, văd că șansele ca într-o bună zi în România să fie aleși oameni de bună calitate în funcții publice sunt foarte mici, iar copiii mei știu că oamenii de calitate în funcții publice, dacă nu sunt acolo, sunt fie în emigrație, fie în business și calitatea vieții în România va scădea. Și ei nu-și doresc nu numai calitatea vieții, dar calitatea vieții publice. Adică eu cred că în momentul ăsta, la cum gândește marea majoritate, cred că noi nu ne vom putea feri de unui singur, de o dictatură în care diversitatea de opinii nu va exista. Noi avem și un exemplu în familie. Familia noastră a trecut printr-o dictatură în care unii membri ai ei au intrat în pușcărie pentru că gândeau altfel. Deci ei știu că asta este foarte posibil în viitorul României, nu doar în trecutul ei. Pentru că, guess what? România, din păcate, a și pierdut oameni inteligenți. A pierdut când au plecat 3-4 milioane din țară. Nu erau doar căpșunarii și nici căpșunarii nu, care s-au dus nu cred că erau fraieri. Erau doar oameni cu mai puțină școală, dar cu suficientă minte să înțeleagă că acolo au o șansă mai bună pentru ei și pentru copiii lor. De-aia au plecat. Erau deștepți. Ce se întâmplă dintr-o țară în care oamenii deștepți pleacă pentru că proștii la putere? Se prostește și ea. N-ai cum, inevitabil. Și atunci mi-e teamă că ai mei copii nu o să vrea foarte tare să trăiască aici. Eu mă chinui să-i țin. Dar ce argumente? Că ok, argumentele lor sunt clare, dar tu ai vrea ca ei totuși să continui să trăiască aici. Ce le povestești tu? Avem o datorie față de țară. Asta este primul lucru. Adică ne place, nu ne place, știi? Nu ne place nici să ducem gunoiul. Nu ne place nici să ne facem întotdeauna temele mai grele, la meditații, să zicem. Nu ne place să ne trezim dimineața să mergem la muncă. Totuși, aceste lucruri sunt datorii. Cred că există și o datorie pentru țară. Să stai aici, să te bați, să te bați cum poți tu pe bucățica ta, pentru ca prostia și lăcomia și îngălarea și nesimțirea să nu câștige tot timpul. Mi-a mai plăcut o chestie care mi-ai spus atunci și am reținut-o și o povestesc de fiecare dată când am ocazia, că unul din argumentele tale este că pentru copiii din ziua de azi este că fiind născuți în România este singurul loc în care poți să devină președintele unei țări. Exact. Și că mi se pare foarte mișto asta ca obiectiv. Da. Băi, îmi propun să fiu președinte. Știi că pe vremuri zicea Leo Burnett chestia asta, reaching for the stars, chiar dacă n-ajungi tu la stele, nici nu o să rămâi cu noroi în mână. Și mi se pare că dacă am reușit cumva să determinăm actuala generație de copii ca toți să aspire să devină președinte, chiar dacă doar unul va ieși. Exact cum aspiră și aia din America, știi? Uh-huh. La aia nu e rușină să fii președinte la Americi. Este cel mai mișto lucru. La aia nu e rușină să fii premier, mă rog, la aia e președintele și premier, dar e combinație, e cumul de funcții. Nu e nicio rușină. Se uită, acum am epoca Trump mai puțin, că și la ei au ajuns tâmpiți în funcție. Înainte, e supărat pe toată lumea astăzi. Păi nu, că Trump este același lucru, este partea unui fenomen global, cucerirea spațiului public de către idioți. Asta se întâmplă.
Spațiu public, deci social media le-a dat idioților un canal de broadcasting. S-au înțeles între ei, s-au întâlnit între ei. Au descoperit că sunt mai mulți decât aia deștepți și au zis, bă, hai să punem noi de o dominație globală aici. Cum procedăm? Păi uite, deja avem pe un prieten de-al nostru la putere, hai să vedem dacă ne ajută să ajungem și în alte părți. Da? Deci, în momentul ăsta suntem în situația din anii 30, în care nazismul avansa în foarte multe țări, prin presiune populară. Deci nazismul a fost, înainte de război și înainte de Holocaust, a fost o ideologie populară. În România, Partidul Legionar a avut, nu știu, 1 milion, 2 milioane de membri. În Germania, nici nu mai zic, Italia, Japonia, o mulțime de alte țărișoare mai micuțe. Au avut fasciști și francezii, au avut fasciști și englezii. Da? Astăzi sunt idioți. Deci nu au o ideologie conturată, în afară de faptul că grupul Bilderberg le vrea răul și conspirațiile globale le pune uri în mâncare. Și ei sunt niște eroi care muncesc sclavi într-o colonie pentru binele altora. Deci în afară de această ideologie simplistă, dacă care prinde foarte ușor, ei au acest lucru în comun pe care ei nu-l spun. Sunt idioți, sunt imbecili, adică un IQ 80-90, 100 au șefilor. Înțelegi? Care o duc bine pe seama proștilor. Și asta este global, fenomenul e global. Din păcate. Bun, dar zi-mi totuși, cum combat în chestia asta și te-aș întreba mult mai aplicat. Cum îi învățăm pe copiii noștri despre leadership? În primul rând, eu îi învăț așa, le spun câteva lucruri. Uite, vedeți de ce ajung ăștia la putere? Ăștia care nu vrem să ajungă la putere? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că la noi intelectuali și în general oamenii care au ceva în cap și ceva în buzunar, cât de cât strâns acolo, au oroare de clasa muncitoare, de oamenii de sub ei, nu vor să amestece cu ei, preferă să trăiască în bula lor unde totul e minunat. Și mai au o chestie, au prea multe dubii. Vezi tu, în spațiu public, românii nu votează dubii și cred că nu numai românii. Nimeni nu votează pe un cetățean care a ajuns pe cal cu sabia în mână, se întreabă și acum, oștenii mei, stați un pic să mă uit în Heidegger, să vedem ce spune el că ar trebui să facem mai departe. Da? Oamenii votează, în general, cetățeni fără dubii. De obicei, la noi, din păcate, asta provine din minți micuțe. Nu întotdeauna. Uite, domnul Dragnea nu este prost. Da, este un băiat foarte deștept care a descoperit fenomenul prostimii și a decis că va trăi bine de pe urma lui, cum au descoperit și mulți alți lideri politici. Dar ce vreau să le zic copiilor mei este că e timpul ca oamenii care nu vor să facă din funcția publică o, cum să zic, o sinecură și o soluție de a câștiga bani pe din dos, să nu mai aibă dubii că trebuie să ajungă la putere și să înțeleagă că atâta vreme cât nu se organizează, nu intră în partide, nu candidează, degeaba ies în stradă și se plâng de guvern și se plâng de parlament. Pentru că guvernul și parlamentul nu pleacă în urma unor meetinguri. Ei se schimbă doar dacă se schimbă cu aia din stradă și aia din stradă poate să ajungă în parlament sau la guvern candidând, organizându-se. Ceea ce oamenilor le e scârbă. Noi am și greșit, după părerea mea, în ultimii 20 de ani cu educația de la școală, de la civic în special. Nu face deloc, nu pune presiune pe copii să candideze, să devină oameni publici, să ia în mâini soarta țării. Vorbește despre leadership ca despre o chestie pe care o fac alții. Nu știu dacă ai observat. Să respectăm statul, să respectăm guvernul, să respectăm parlamentul și așa mai departe. Nu le spune, băi, băgați-vă mințile în cap, voi trebuie să fiți guvernul, voi trebuie să fiți statul, voi trebuie să fiți parlamentul acestei țări, voi o să fiți. Nu. Școala noastră îi învață să fie supuși, să fie alegători, nu îi învață să fie candidați. Și aici e o problemă mare. De ce e așa? E și vina profesorilor care scriu manualele, pentru că și ei sunt supuși și candidați. Și alegători, nu candidați. De acord cu tine, nu te-am întrebat întâmplător despre lideri. Am avut un motiv ascuns. Noi organizăm pe 30 ianuarie a treia ediție a Galei Țibiții, care anul acesta se numește Lider pentru Lideraș. Și este o ediție în care îi premiem pe oamenii care au încercat în 2017 și au reușit să schimbe viața părinților și a copiilor. Evenimentul va avea loc pe 30 ianuarie în castelul din inima capitalei Le Chateau. Va fi transmis live pe Facebook pe pagina Ițibiții. Îi invităm pe toți ascultătorii să fie acolo și mai vreau să fim la concurență. Da? Pe 30 ianuarie o să fiu la Bruxelles. Așa. Unde o să fac un live, o să fac emisiunea mea de pe DJFM live
cu oameni din diaspora, cu oameni care lucrează la Parlamentul European, dar și cu oameni care lucrează în Belgia, cu români care lucrează acolo. Vorbim cam despre același lucru, despre leadership și despre cum generațiile noastre pot să preia puterea de la oamenii care nu mai merită să o dețină. Sunt convins că oamenii de la colegii mei din comercial s-au bucurat enorm că peste promo-ul meu de promovarea galei tu ai povestit despre DGFM. Te așteptai să nu zic DGFM pe iți-bi-ți, ce era prost? Mă așteptam să nu zici în momentul în care promovam eu gala, dar hai să revin atunci, doamnelor și domnilor. Pe 30 ianuarie... la ora 4 astăzi, să fie clar. Pe 30 ianuarie, a treia ediție a galei iți-bi-ți, se intitulează la anul acesta Lider pentru Lideraș și premiem oamenii care în 2017 au avut un aport important și au adus contribuția la îmbunătățirea vieții copiilor și părinților. Vă invităm să ne ascultați și să ne urmăriți în acea zi live pe Facebook și după aceea să urmăriți și înregistrarea emisiunii lui Lucian, dar revenind acum... La ce oră sunteți voi? Stai! După amiază. Eu sunt de la 4 la 6, voi? Am înțeles, noi după. Deci... păi atunci se poate combinație. Bun. Super, dar revenind, suntem amândoi de acord că e nevoie de mult mai multe exemple pozitive de lideri în România, da? Da, ar trebui. Ar trebui. Bun, da. Azi, te rog, dar de unde îi luăm, Știm de unde să-i luăm, trebuie să vrea ei. Trebuie să vrea să se bage în față. Eu știu o grămadă de oameni inteligenți și buni și deștepți. Știu, de exemplu, știu o mulțime de oameni care ar trebui să fie europarlamentari în locul doamnei Dăncilă. Nu dintr-un alt motiv, decât că știu să vorbească limbi străine și sunt adecvați mediului de acolo mult mai bine decât domnia sa. Nu numai că știu să vorbească limbi străine, dar înțeleg despre ce e vorba. Ceea ce... adică au o perspectivă mai... nu mai înaltă, mai educată asupra lumii din ziua de astăzi. Așa cred eu. Știu o mulțime de oameni care cred că ar trebui să fie ei miniștri la finanțe, miniștri la agricultură, miniștri la... ok, poate nu la agricultură, pentru că nu ar trebui să rămânem fără domnul Daia. Este o sursă continuă de amuzament. Știi că în orice film, în structura filmului, trebuie să ai la un moment dat un comic relief. Dacă ții minte, cel mai tragic model de comic relief a fost Jar Jar Binks din seria Star Wars asta nouă, că toată lumea îl detesta, știi? Aproape nouă, intermediară. Da. Așa. Domnul Daya este un Jar Jar Binks iubit. Deci nu trebuie să rămână fără el, pentru că nu am putea. De jurnaliștii fără domnul Jar Jar Binks Daya nu se pot descurca să mai scoată și eu o glumă de la guvern. Adică trebuie să ne mai și distrăm din când în când. Dar în rest știu oameni mult mai competenți. Și din păcate asta e situația în care trăim acum. Sunt oameni, partidele politice și nu doar PSD s-au transformat în structuri de promovare a semidocților, a incapabililor să facă performanță în domeniile lor și au zis, ai, ce facem noi, facem politică. Da? Nici măcar nu-s bun toți la vorbit. Sunt unii care nu au reușit să câștige alegeri. Uite, doamna asta nominalizată pentru premier, înțeleg că a candidat până în 2004 la alegeri la Videle și a pierdut pentru primăria Videle. După care a intrat în Parlamentul European pe locuri neeligibile că renunțaseră alții. Deci ea nu a câștigat alegeri niciun fel, pentru că n-ar putut să convingă pe cineva, cred, părerea mea. A câștigat în schimb alegeri în interiorul partidului. Partidul mai important decât țara. Îți propun ceva. Ia zi. Te-ai liniștit, gata? Trecem, scăpăm de politică? Ascultăm o melodie. Am și scos-o din sistem, gata. Gata, perfect. Ascultăm o melodie și revenim cu discuții despre părinți și bunici. 12:40 de minute, mi-a promis solemn Lucian că va încerca să nu mai pomenească despre politică în următoarele 20 de minute. Păi tu ai zis să facem politică, eu eram mulțumit să eu nu facem, m-am gândit că o să facem atâta politică, dar... Asta e, eu sunt ca un șarpe cu clopoței, mă zgândări un pic și după aia fac ca toate alea. Bun, hai pare să... rău, am fost un jurnalist obiectiv, știi, prea mult, 20 de ani și n-am apucat, fiind prezentator de știri foarte multă vreme, n-am apucat să spun ce aveam eu în gușă și în căpușă, știi? Și după aia când am fost dat afară, ca să zic așa, am devenit liber. Și ce să fac, ce să fac? Hai să zic ce cred. Bun, zi-mi ce crezi dacă crezi că o să fii un bunic mai bun decât ești părinte. Nu știu, soția mea vrea să fie bunică. Adică ea, cred că e foarte atașată de bebeluși și își dorește din nou un bebeluș. Numai că fiica noastră nu cred că o să facă așa de curând, că ea e atașată și de carieră și are o carieră grea. Adică ea e pe mare, îți imaginezi cum poți să crești un bebeluș pe mare. Mă rog, dar dincolo de asta, da, cred că o să fiu un bunic mai bun. Pentru că dacă nu o să mă sterilizez complet,
Acum știu povești. Adică știu și cum să fac, le inventez. Da, o să fiu un bunic ok. Numai să facă băieții mei să-mi aducă nepoți acasă, să vedem. Îmi doresc foarte tare. Dar te sperie chestia asta? Foarte mulți nepoți. Frumos. Da. Te sperie chestia asta când te gândești la tine ca bunic? Faptul că, nu știu, că îmbătrânești, că... A, păi nu, că deja știu că am îmbătrânit. Adică n-am niciun dubiu aici. Nu mai, mă văd că nu mai sunt capabil să urc Transfăgărășanu în 3 ore, acum am trebuie 4, cu bicicleta. Uh-huh. Deci e clar că fizic o iei în jos după 40 și ceva de ani. Eu am 50 fix. Mulți înainte. Încerc să 40 mă și cât anume te întreb, pentru că eu tocmai am făcut 40 și vreau să știm câți ani bun mai am așa după tine. O să-ți dai seama când încep să te trezești neodihnit. Deci, am înțeles. Asta e primul semn, da? De dimineața, da, și să te gândești ce ai greșit în viața ta și de ce s-a terminat așa de repede și and so on. Am înțeles. Asta e. Bun, hai să discutăm despre un proiect foarte drag ție, cu bicicleta la mare și sau la munte. La mare, la munte, la peste tot. Păi am început acum 12 ani, dacă poți să imaginezi, acum 12 ani. Eram prezentator de știri și erau cozile alea infernale pe, la ieșirea din Cernavodă, dacă ți-mi minte, uh-huh. Era coada până în Constanța, nene. Aia care s-a mutat acum pe DN1, exact, nu? Exact, da. Atunci, pentru că nu era autostradă de la Cernavodă la Constanța, era o super coadă și stăteai și te enervai. Mai știi când filmau televiziune din elicopter? Da, clar, mi-aduc aminte că eram una dintre ele. Lucram la una dintre ele. Mă, și am zis într-un an, eu știi ce, m-am săturat să stau 6 ore ca să ajung de 1 mai la mare. Chiar m-am săturat, am să mă duc cu bicicleta la mare. Treaba voastră, duceți-vă cu mașina, eu mă duc cu bicicleta. Și... De ca să-ți dai seama ce capacitate de programare aveam eu și cât de deștept eram, not, am pus anunțul că plec cu bicicleta la mare vineri seara pe post. Am zis la sfârșitul jurnalului, apropo, și eu mâine plec cu bicicleta la mare, vrea să vină cineva cu mine. Ți-imaginezi? Aveam totuși rating, adică, nu știu, cred că s-a uitat 1.000.000, 2, 3 de persoane acolo cât s-a uitat la jurnal. A doua zi a venit un om. Cristi, prietenul meu. Cristi a venit a doua zi la intrarea în Charles de Gaulle la Palatul Herăstrău. Fost Herăstrău, actual regele Mihai I, să rămână doamna Fira. Te rog, hai să nu pornim discuția asta, da? Așa? Și a zis, băi, merg eu cu tine. A zis că ești mai slab, nu te duce. Cristi era bun. Adică Cristi mergea de 30 de ani cu bicicleta la servici. N-avea nicio treabă, nu-l durea fundul. Dar pe mine m-a rupt, adică până la Fetești, nu ce până la Fetești, până la Slobozia, pur și simplu nu mai duram, nu mai puteam de fund, nu mai puteam să mai stau jos. Mușchii nu avea așa mai probleme, că și eu făcusem ciclism în tinerețea mea, în copilărie, și mai târziu mergeam și eu un pic cu bicicleta la serviciu, dar fundul nu era obișnuit, mai ales că aveam cursieră. Și era o șa din aia super îngustă, super inconfortabilă, acum numai cu aia merg, dar atunci... Și ce am făcut? M-am oprit la farmacie și mi-a luat vreo 3-4 bureți din aia mari de baie, de îngriji bolnavii. Mi-a lipit cu scotch de șa și mi-a făcut un fel de divan, așa. Așa am ajuns pe divan la mare cu bicicletă. E, asta a fost acum 12 ani. În anul 2 am fost vreo 10, în anul 3 am fost 30, după aia am fost 50, după aia am fost 100, după aia am fost 200. De vreo 5 ani suntem 500, 400-500, și suntem limitați la numărul ăsta, încercăm să-l reducem în fiecare an. Suntem limitați de număr, de capacitatea de cazare de la Amara. Atâta sunt hotelurile bune de acolo. Numai atâta pot să țină. Că noi dormim la jumătatea drumului la Amara. 140 de km prima zi, nu putem să luăm pe autostradă. Și a doua zi de la Amara, Giurgen, Vadoi, Hârșova, Căgălnicianu, Năvodari, 160 de km. E un traseu greu. E pentru amatori avansați. Dar pentru că noi am făcut chestia asta, am început ca amatori și suntem în continuare amatori, știm ce îi trebuie amatorului. De exemplu, știm că îi trebuie un autocar în spate în caz că obosește. Nu mai poți, te așezi matale frumos în fund pe marginea drumului și vine cineva și te ridică și te pune la autocar și continui de acolo, te uiți pe telefon până la capăt. Sau poți să continui mai târziu dacă îți mai găsești bicicleta, că na. 400 de 500 de oameni înseamnă un cârnat de vreo 2 km, ca să știi. De-aia o și luăm pe drumuri mai puțin umblate. Uh-huh. E bine, povestea asta a devenit o pasiune cu timpul. Anul trecut am făcut vreo 5-6 evenimente. Am fost la Turul Franței cu o echipă la Etap de Tur, la competiția globală cu 15.000 de oameni la start. Am fost la bicicleta la mare, cu bicicleta la munte, Sinaia, din București, cu bicicleta în Transilvania, care are și ea vreo 4-5 ani, Cazane. Au fost ani în care am mers în Delta, ani în care am mers anul trecut prima oară în Halkidiki cu bicicleta. Și ne întoarcem și anul ăsta. Anul ăsta însă avem un mare proiect. Turul Centenarului.ro.
ca să cine vrea să știe. Un mare proiect, pentru că am zis că și oamenii ca mine au dreptul să fie patrioți și au dreptul să-și iubească țara și au dreptul să spună la mulți ani. Și noi o să-i spunem la mulți ani degustându-o așa, la pas. Avem un tur care pleacă simultan din Iași, Timișoara și București, 500 de kilometri fiecare gașcă, deci plecăm marți și ajungem sâmbătă seara în Alba Iulia toți, sperăm să fim undeva la 4, 5, poate chiar 1000 de oameni, cam 300 pe fiecare, deja Bucureștiul aproape e completat, deci tura de București e aproape, la, aproape de 250 de persoane. Înscriși deja, am început înscrierile pentru ianuarie. Mai slab pe Iași și Timișoara. Pe Timișoara e ok. Uh-huh. Dar o să începem să comunicăm și acolo, o să avem și spoturi, o să începem să povestim oamenilor că e o tură, da, e adevărat, 500 de kilometri, 5 zile, 100 de kilometri pe zi, grea, dar totuși o tură de amatori și o tură în care e și un exercițiu de solidaritate, pentru că dacă ești mai bun la tura asta, nu o iei înainte. Îi ajuți pe aia care nu pot. Cu vorba bună, că nu poți să-i împingi, dar îi ajuți, le dai cât un sfat, le mai povestești, ne mai oprim, mai mâncăm, avem tot așa autocar în spate, salvare după noi, sperăm să ne ajute și poliția română, cum a făcut-o în toți anii ăștia. Doamna Dan! Am ajuns la mâna lui doamna Dan, vezi? Deci, turulcentenarului.ro, da? Turulcentenarului.ro, da. Super! Bun! Te mai las să-ți bei un pic cafeaua, luăm câteva minute de publicitate și ne întoarcem cu ultima intervenție de astăzi. Ok. Lucian, aș vrea să te întreb ce îți place ție cel mai mult la copiii tăi? Hai să-i luăm pe rând. Trebuie să zici, e greu. Știu, dar știi că nu poți să te las cu întrebări ușoare. Ok, îmi place la Andreea că nu s-a mulțumit cu o carieră ușoară de contabil în București sau de sales. Ce făcea ea. Inițial am zis stai, vorba aceea, stai mama acasă și nu pleca de nebun. Andreea, pentru cine nu știe, Andreea s-a făcut marinar. A terminat ASEU-ul și acum este marinar. Tocmai a terminat. Logic, adică a terminat ASEU-ul, da. Absolut fire să te faci. Da, păi ce, marinarul nu s-a făcut președinte? Iată. Adică pe bune. Și a terminat ASEU-ul și s-a apucat de yachting. S-a apucat în sensul de meserie. Adică lucrează la o firmă care închiriază bărci, are și propria firmă, face cursuri, face evenimente cu de yachting și acum tocmai a terminat traversarea Atlanticului. Cred că ea și cu soțul ei sunt cei mai tineri români care au traversat Atlanticul în toamna asta cu o barcă cu vele de vreo 12 metri. Felicitări, Andreea, român, și da, soțului tău. Da. Și îmi place, asta îmi place la ea, curajul. Ok. Știi? Face lucruri. Mi-aș fi dorit să fac și eu lucrurile pe care le face ea, dar să știi că nu la toate aș fi avut curaj. Deci îmi place că e curajoasă. La Mihai îmi place foarte tare că este foarte manierat și toată e chiar aproape timid și mă recunosc cumva în el, că și eu am fost foarte timid în ciuda sceleratului cu care vorbește acum. Am fost și timid în liceu și îmi place asta la el și că a avut voința extraordinară la un moment dat să renunțe la mâncare ca să își facă o super siluetă pe care o are și ca să merg mai departe. La Matei îmi place că a rămas copil în multe privințe și că atunci când am nevoie și mi-e dor de un copil, am pe cine mângâia. În rest nu te mai poți atinge, să te bă-n bărbați. Dar Matei încă mai poate fi mângâiat, încă mai poate fi copil, dar în același timp e foarte serios la școală. Adică e copil acasă, matur la școală și asta îmi place foarte tare. El e foarte, foarte tocilar. Ăștia-s copiii mei. Multe alte lucruri îmi plac, dar asta așa ce mi-a venit acum. Dacă mă întreb peste 5 minute, găsesc altele. E minunat, sunt convins că dacă te-aș mai forța un pic te-am mai găsit, dar uite, vezi, n-a fost atât de greu. Uh-huh. Și am o curiozitate personală acum la final. Data trecută când am stat de vorbă, am spus și pe Facebook chestia asta, interviul cu tine mi s-a părut cel mai mișto dintre toate pentru că a fost pentru mine cel mai neașteptat și în același timp mi s-a părut cel mai sincer. Te cunoșteam din media, nu te cunoșteam niciun fel, vorbisem cred că de 3 ori pe telefon înainte. Și primul, când am deschis reportofonul și am stat de vorbă cu tine, primul lucru pe care l-ai spus, într-un fel sau altul, a fost că nu ești un tată suficient de bun, din punctul tău de vedere. Și acum, între timp ai mai găsit și alții, stați la fel, a? Am găsit mulți, dar întrebarea mea este alta. De ce ai venit și la emisiunea radio? Păi de ce să nu vin dacă m-ai invitat? Pentru că unor oameni le-ar fi frică să povestească despre ei, nu neapărat lucrurile bune.
așa cum se văd ei. Mie nu mi se pare că este cum zici tu, dar tu știi, te prezinți aici o latură mai... Nu, hai să spun de ce te-am surprins eu. Pentru că veneam dintr-o pepinieră de mincinoși. Okay. Și am spus adevărul. Deci asta cred că te-a surprins mai tare. Pepiniera fiind, cum să zic, showbizul românesc. Showbizul e plin de oameni care sunt instruiți de PR, că atunci când se duc să facă interviuri, să nu spună decât banalități frumoase. Da? Eu urăsc chestia asta, pentru că eu multă vreme în copilărie, în adolescență, am scris și când scriam, nu scriam banalități. De fapt, am un radar care detectează banalitățile, clișeele și cuvintele astea pompoase și care le încearcă să le scoată din viața mea, știi? Și atunci încerc să fiu sincer și nu numai să fiu sincer, dar să fiu sincer într-un fel neașteptat, folosind cuvinte care nu s-au mai folosit. Ce urăsc eu cel mai tare este să fiu ca toți ceilalți. Înțelegi? Chiar și în showbiz-ul ăsta, în care toată lumea încearcă să fie drăguță, simpatică. Unii zic că sunt hater. Da, sunt hater. Urăsc ce s-a mai făcut. Urăsc ce s-a mai spus. Urăsc fake-ul. Urăsc sentimentele inventate în departamentul de PR. Urăsc ceea ce oamenii au ajuns să substituie realitatea lor paralelă în care trăiesc, frumoasă, de vânzare pentru public. Urăsc minciuna asta care spune, mamă, deci sunt famous, sunt perfect, trebuie să prezint numai lucruri frumoase, dedesubt este minunat, sunt un model. Eu le spun oamenilor sincer, nu, nene, e varză și la noi în domeniu și în capul meu și peste tot. Nu facem cele mai bune lucruri, facem câteodată cele mai rele și cele mai greșite. Suntem printre oamenii care fac... De multe ori, meseria mea sunt oameni care fac mult rău României. Hai măcar să încercăm să nu ne mai mințim, să începem cu chestia asta, că poate așa o să înceapă și binele. Mie mi se pare că asta este, spre deosebire de generația părinților noștri, mi se pare o mare calitate a generației noastre ca părinți, că reușim să le arătăm copiilor noștri o fațetă mult mai umană a părinților lor. Nu încercăm să ascundem, știi că, nu știu cum a fost în cazul tău, dar în cazul părinților mei și a multor pe care știu, nu discutam despre lucrurile rele, nu discutam, știi, părinții erau așa ca niște zei intangibili și așa se prezentau. Și mi se pare mult mai ok pentru copiii noștri să ne vadă și cu bune și cu rele. Să vorbim și despre lucrurile bune, dar să vorbim și despre lucrurile mai puțin bune pe care le facem, pe care le, nu știu, defectele pe care le avem și așa mai departe. De da. Acord sau nu? Da, păi trebuie să vadă ce nu e de făcut. Și cum e ce mai bine să vadă? Să vadă la cei de aproape. Da. Deci zici că avem nevoie de mai multă sinceritate în viața noastră, nu? Da, da. Avem nevoie nu numai copiilor să le spunem adevărul. Avem nevoie să le spunem tuturor adevărul, dacă putem. Ce-ar fi să începem cu noi înșine, nu? Ar fi, n-ar fi rău. Ar fi o idee bună, nu? Eu încă nu pot. Cred că cu tuturor ne e greu, dar e un exercițiu pe care ar trebui să-l facem cu toții, măcar din când în când. Lucian, mulțumesc frumos, a fost o plăcere să te am în studio. Nu uitați, doamnelor și domnilor, pe 30 ianuarie, până la ora 6 puteți să-l ascultați pe Lucian pe Digi FM, după care treceți pe Facebook la Itzy Bitzy, la Gala Lider pentru Lideraci. Te rog, vrei să zici ceva, nu? Te văd cum? Te las pe tine să termin, că e emisiunea ta, adică ce crezi că sunt așa nesimțit? Mulțumesc frumos pentru prezență, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, ne reauzim miercuri viitoare și nu uitați până atunci să le spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa, pa!